Azi nu ar trebui să ne simțim vinovați că abandonăm munca în favoarea distracției, a artei și a romanțelor. Evident, nu vor lipsi persoanele cu autoritate care să ne atragă atenția că ne neglijăm responsabilitățile. Să nu-i lăsăm însă să ne strice buna dispoziție. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Financiar vorbind, poți face astăzi achiziții importante. Pe plan personal, îți recomand să nu te comporți ca un dictator și nici să te lași copleșit de pesimism. Taur, duci pe umeri povara îngrijirii unui membru din familie și ai acumulat mai multe frustrări. Asta se întâmplă și pentru că nevoile tale au rămas pe ultimul loc. Drept urmare, azi fă ceva doar pentru tine. Gemeni, dacă frații sau vecinii sunt prea negativiști și te încarcă cu problemele lor, caută un anturaj mai vesel. Atât profesional, atât profesorii, cât și elevii au oportunitatea de a-și lărgi orizontul prin intermediul studiilor. Rac. În cazul în care ai un mic blocaj financiar sau te ceri cu un prieten, nu permite să îți strice buna dispoziție. În plus, dacă vrei liniște, fă ceva cu toate aceste sentimente de vinovăție care nu îți dau pace. Leu, te așteaptă multe oportunități profesionale și e foarte posibil să te reorientezi în carieră și să o iei pe un alt drum. Înainte de a sărbători și a desface șampania, asigură-te că ți-ai dus proiectele mai vechi la bun sfârșit. Fecioară, poți stârni multe invidii pentru că oamenii nu înțeleg cum poți să muncești, să ai rezultate și să te și distrezi în același timp. Acasă se anunță furtună în paradis. Să sperăm că nu vei închide din nou ochii și vei tranșa lucrurile. Balanță. S-ar putea să fii prins într-un proiect și să nu mai ai timp de absolut nimic altceva. Totuși, dacă dai de belele, încearcă să le rezolvi singur, nu te baza pe un salvator. Scorpion. Unele uși se închid în nas, dar aproape nimeni nu te înțelege. Un prieten, cineva din familie sau chiar partenerul îți poate reproșa că nu faci nimic să-ți găsești un job. Săgetător. Nu prea îți arde de distracție azi, deoarece niște chestiuni legale îți stau pe cap. În loc să îți imaginezi cel mai negru coșmar, încearcă să te gândești că totul va decurge în favoarea ta. Capricorn. Nu e tocmai convenabil să împarți banii cu un partener care nu e nici de cum chibzuit financiar. La muncă, învață să delegi sarcinile ca să câștigi un pic de timp pentru tine. Vărsător. Dacă ai avut tot felul de dispute în ultima vreme, este posibil ca azi să îngropi securea războiului. Trebuie să admiți că ai comis și tu greșeli, nu doar celălalt. Pești. Nu te mai gândi că munca este sinonimă cu o corvoadă pentru că nu faci altceva decât să te încarci negativ și mai mult. Și de dragul sănătății, evită oamenii care te stresează. Scapă de toți vampirii energetici din viața ta. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată!